cum să execute această lovitură de la colțul terenului. Pe poartă, Nițul îi respinge, nu face prea convingător, gol! Greșeală mare, minutul 65, eroare de astă dată în apărarea pregătită de Liviu Ciobotariu. Fotbalul răsplătește această dorință a echipei lui Măldărășanu de a reveni în meci și iată, Hermannstadt are forța necesară prin Florin Bejan să marcheze golul egalizator. A bătut bine capitanul Petrișor Petrescu, balon prelungit și reluat în final de Bejan în plasa porții lui Roland Nițului. Revedem greșeala lui Roland Nițului din felul în care a respins. Este și golul portarului, golul capitanului celor de la Șepși. Da, o dedicație specială, un gest frumos pentru, evident, Dragoș Iancu. Accidentat, după cum știm cu toții, grav, etapa precedentă.